stimați telespectatori, bun găsit, Hristos a înviat, urmăriți evenimentul zilei. Recent la Soroca a avut loc campionatul Republicii Moldova la basket. Cât de bine au jucat sorocenii, ne spune Cristina Topală. Prima etapă a campionatului la care au participat echipa de basketboliști din Soroca s-a desfășurat la Bălți. Acolo sorocenii nu s-au bucurat de cele mai bune rezultate. La ei acasă însă sorocenii au demonstrat tuturor că ei sunt cei mai buni. Игра это две финальных команды, которые борются за золото чемпионата Республики Молдова дивизия А. Первую встречу мы играли в Бельцах, проиграли 18 очков. Сейчас мы сыграли с ними 78-73 здесь. У нас общий счет 1-1. Basket Bălți a pierdut al doilea meci al finalei campionatului național de basket, disputat pe data de 21 în orașul Soroca. Basketboliștii belțeni au avut partida în mână, conducând cu 6 puncte în ultimele 5 minute, dar s-au văzut învinși de soroceni, care au marcat în ultimele minute o diferență de 5 puncte. Joaca finală va avea loc în orașul Bălți pe data de 29 mai. Acolo echipele se vor lupta pentru aurul campionatului Republicii Moldova la basket. Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet sortv.info.md. Vă dorim o seară liniștită alături de SorTV. La revedere!